Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit în frumoasa noastră emisiune despre Habar n-am ce. Cu siguranță emisiunea noastră are un subiect, pentru că până acum am văzut că are un predicat. Predicatul se referă la ce face subiectul. Ce fost subiectei? Băi, coleg, mie mi-a plăcut foarte mult Nosfeier, pe cuvântul meu. Așa? Dacă mi-a plăcut vibe-ul, mi-a plăcut energia, îmi place piesa de mor și am venit pregătit. E o problemă. E o problemă. Mă asculti? Zi, că te auzi, să înțelegi puțin greșit. Adică, nu știu cum să spun, interpretarea ta pe mine mă duce un pic spre est, spre coasta de est. Nu simți ritmul, înseamnă, coleg, iau. Ba da, da, lanțurile alea mă omoară. Păi, dar ce vrei acum, să-i fur lanțul lui Nosfe de la gât? Nu, dar ți-am pregătit ceva. Am nevoie de un microfon, domnul Marian, te rog. Am nevoie de un microfon. Nu mai vreau să-ți pregăti ceva dacă nu e cheesecake cu Majdei pe care l-am mâncat. Apropo, da, mulțumim Majda pentru cheesecake. S-a ținut de cuvânt. Și acum, Alinuța, vreau să prim muzica puțin. Ești gata? Eu? Da, pentru ceea ce urmează. Mi-am luat poziția și zic așa, să intre fetele. Și la sală, știi că trebuie să fii impecabil până în vară. La munte, la mare, pedală pe autostradă. Pentru viteza mea trebuie să mai facă o bandă. Dați-mă o secundă. Dacă doriți, noi ne putem retrage. Măi, colega, da. Sunt generic cu noi ăștia în care am terminat. Putem să... Aia care a terminat 12 clase. Măi, colega, ne-ai stricat moment. E vină cu puțin, că tot... Dacă mi-ai stricat momentul, te rog. Întâi aș vrea să marchez. Toată viața mea am marcat. De ce n-aș marca și acum? Marchez. Aș vrea să se înțeleagă. Da. Faptul că la noi în sector, Joia, primăria, căreia îi mulțumim, a organizat seriile seniorilor, la care eu particip și dansez diferite lucruri alături de domni și doamne de vârsta mea. Yo-yo. Nu, yo-yo, că despre mine era vorba. Tu. Și aș vrea să înțeleg care este, cum să spun, substratul acestei întâlniri juvenile. Astăzi învățăm cum să facem twerk. Bine. Yo-yo, asta, tu. Dar ce trebuie să faci asta cu microfonul? Păi așa se face, nu? Da, și ții tot timpul degetul mic în sus. Vreau să faci și tu twerk. Sigur. Adică tu, twerk. Care dintre fete vrea să mă învețe? Toate fetele mele vor să te învețe. Uite-o mă, pa mea. Ia. Mai întâi ne întoarcem cu spatele. Ia un microfon, sora mea. Ne întoarcem cu spatele. Da. Și la noi, la senior, tot așa, în sector. Genunchi. Da? Hai că până aici e exact ca la primărie. Am depărtat cât pot eu să depărtez. Genunchi flexați. Doi, exemplifică și e nebunit. Și începem. Nimic mai simplu. Colega, mai dăm o dată și tu ești dansatoarea mea. Atenție! Stai. Mă simt în smanes. Hai să te văd. 3, a 2, a 1, 2. Bum, 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 bum. Bun. Am bătut-o și pe asta? 2. Ei, fă chestia asta cu două cârje și un catru și te-ai scos. Ești gata? Eu? 3, 2, 1. Hai, Alina. Cum a zis regele Hagi odată? Hai, n-ai mingea, dai la poartă. Nu știu ce fac ele, mă, frate. Vrei să fii rege vreodată? Nu știu ce fac ele. Hai, n-ai mingea, dai la poartă. Așa. Hai, n-ai mingea, dai la poartă. Păi asta nu fac, mă, ce trebuie, mă. Și acum te pregătești. Bine. Plus că o faci
facem pe aia, fii atent. Trebuie să vă arăt, atât. Dă mâna. Tu ești partenerul meu, da? Dacă vrei tu. Ține mă costele un pic să-ți trag întors. Vă mulțumesc mult de tot, fetelor. Și țineți minte de la mine. Întotdeauna dansați cu parteneri. Nu știi niciodată când își cedează șoldul. Vă pup și vă mulțumesc. Haideți, fetelor. De ce să te oftiști că ele mai prind 30 de revelioane și tu nu? Atâta vreme cât tu ai prezent. Eu așa am fost învățată. Să trăiesc prezent, că mâine nu se știe niciodată. Poți să știi când îmi ui pastirele la Govora? Nu! Ce combinație am făcut? Am ieșit cu fetele și fetele erau toate cu Cristi Geamă. Mi-au zis, fetele-s cu mine. Eu am vrut să zic ceva, dar m-am gândit că te superi. N-au venit singure, că așa, știi ce zic? Ha, în schimb am vorbit cu colegii noștri de la Obiz, stau efectiv lipiți de perete și le vor poza pe toate ca să le vezi și mâine. Imaginile de ieri te interesează, că pe alea de mâine ți le-am dezvăluit azi. Să le vedem pe alea de ieri. Tu, tu! După ce a cunoscut celebritatea pe plan internațional cu trupa Ozon, Dan Bălan s-a mutat în Statele Unite ale Americii, dar vine destul de des și în România. Paparații Wow Biz l-au surprins pe artist în timp ce lua cina la un restaurant de fițe din capitală alături de un prieten. Îmbrăcat lejer, cu un tricou negru, Dan Bălan s-a delectat cu bucatele alese până când a primit un telefon. După lungi discuții, care păreau destul de importante, artistul pare că a primit o veste nu tocmai bună, căci rămâne cu privirea ațintită în gol. Întoarsă și ea, de curând, pe plaiurile mioritice, Iulia Vântur a intrat în vizorul paparaților Wow Biz, care au surprins-o într-o farmacie. Vedeta a discutat îndelung cu farmacista, căreia probabil că i-a cerut și câteva sfaturi. După ce a achitat teancul de cutii cu produse, Iulia a ieșit din farmacie și a mers către mașină, unde a stat de vorbă la telefon. Tot la cumpărături a fost surprinsă de paparații Wow Biz și Sanda Ladoși, care se pare că își menține silueta cu produse bio. Artista a oprit mașina în dreptul unei tarabe și a început căutările. După ce a gustat un pepene, vânzătoarea i l-a urcat direct în mașină și asta nu a fost tot. Atât Sanda Ladoși, cât și vânzătoarea au făcut mai multe drumuri la mașina artistei pentru a duce mai multe pungi cu legume și fructe. Așa e când vrei să mănânci sănătos. Adelina Pestrițu are și ea parte de o alimentație sănătoasă, însă la restaurant. Paparații Wow Biz au surprins-o pe viitoarea mămică în timp ce se bucura de o ieșire în oraș alături de Virgil și de Nobi. Cei trei sunt însoțiți și de prieteni. După câteva ore de discuții și mâncare bună, grupul vesel a plecat spre casă. Chiar dacă mai are foarte puțin până naște, Adelina nu a renunțat la condus, așa că viitoarea mămică s-a urcat la volanul mașinii, iar Virgil a luat-o pe Nobi în brațe și s-a așezat pe scaunul din dreapta. Dintre care una mi este jenă să ți-o adresez, dar o să încerc. Unu, cât mai stai îmbrăcat așa? Toată emisiunea, sora. Și încă te-a rămat așa cu pălăria asta pe cap? Trebuie să mă obișnuiesc cu stilul. Da, pâine, dar vezi tu, la Nosfe a fost așa o licență, o figură de stil, o metaforă. La tine o paradigmă / oximoron. Așa e mai bine? Mult! Altceva! Îți văd fața, dacă îți dai și ochelarii jos. Bine, dacă vrei tu. Strip, bravo. De unde ai luat bijuteriile de pe tine? De la... Am înțeles. Ei știu că le... Nu, okay. Dar... Deci dacă vine cineva urlând unde e lanțul meu că vă tai... Care? Cine să vină? Ah. După lanțul ăsta nu vine nimeni. Că... Păi ce să prindă? Că e... E prins. E sărăcie, nu e... A, tu le-ai văzut pe toate trei sau? Nu. Alelalte din spate sunt sărăcie, dar aș putea să-mi plătesc garsoniera cu ele. Nu sunt. Nu sunt aur. A, sunt alea de coclesc? Da.
Ar eu le-am luat de aici, de pe un manechin, le-am văzut și eu și era... Apropo și nu era manechin viu, era... Ai văzut, mă, frumusețea de Merie? Tu ai văzut o frumusețe, cadră, mă, manechin, că mi-am adus aminte, făcut legătura. Serialul ăsta, Merie, deja ne-a cucerit și ne ține în tensiune de la un episod la altul. Dacă tot ne plac personajele, după cum v-am zis, am zis așa, să vă spunem despre actorilor, despre actorii care le interpreteze, despre Meriem, fata asta. Vă spuneam că cea care a intrat în pielea îndrăgitului personaj are un secret. Se emoționează tare de tot atunci când este rugată să facă anume ceva. Nu vreau să spun ce, ca să văd dacă îmi dă colegul lanțurile să-i zic. Întai? Nu. Atunci mă uit singura.